Alex, bun venit la viitorul. Spune-mi, bine v-am găsit. Ești bucuros pentru transferul tău? Sunt fericit că am venit la această echipă, că am ocazia să lucrez cu domnul Gică Hagi și da, sunt fericit că am ajuns aici. Ce înseamnă pentru tine faptul că ai un antrenor precum Gică Hagi? Păi, având în vedere că e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor din România, e o onoare să fie antrenat de dânsul și să te pregătești cu acești juveți. Tu ai fost un jucător foarte cultat de multe echipe din linia întâi, chiar de top. Ce te-a determinat să alegi viitorul într-un final? Având în vedere că acum în vară am fost la Craiova, nu am înțeles deloc cu un om din conducere, m-a determinat să vin să joc și domnul Gică Hagi mi-a întins o mână de ajutor, care aveam nevoie și trebuia într-un fel să fac această alegere din vară, înainte să plec la Craiova. Ce ți-ai propus pentru acest sezon? Ce-ți dorești de la tine? În primul rând să joc meci de meci, să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele, să fim acolo unde domnul Hagi și dorește, să dăm maxim mereu la fiecare antrenament, fiecare meci, să tratăm cu seriozitate toate antrenamentele și toate jocurile și să dăm și să scoatem maxim din toate acestea. Vă bucură ultima victorie? Da, normal. E o victorie bună venită, având în vedere că am urcat și în clasament, am luat puncte, e o victorie și de moral. Mergem acum la Mediaș tot să câștigăm, pentru că asta trebuie să avem în minte, să facem un joc bun și acolo și să luăm puncte. Ești nerăbdător să debutezi? Da, nu, vreau să joc mereu și nu vreau să stau, vreau să joc, să câștig și să-mi fie bine. Marți la prânz s-au tras la sorți adversarele pentru Cupa României. Viitorul joacă cu Săgeata, nu vă dai cum vezi confruntarea? Da, nu știu. E un meci de cupă, trebuie tratat ca atare, cu seriozitate și trebuie câștigat. Asta e tot ce contează. Mulțumesc tare mult și baftă continuare. Doamnește.